Am suplimentat tirajul pentru almanacul Evenimentul Istoric. Ai ocazia să descoperi 260 de pagini de povești captivante, fotografii de epocă, documente exclusive, mărturii inedite ale unor personaje cheie. Cumpără almanacul Evenimentul Istoric de la punctele fizice de difuzare a presei sau online de pe agoramag.ro. Restricții, în marea lor majoritate, riguros ilegale, adică neconstituționale, fiindcă restrâng nelegal exercitarea de drepturi, drepturi care nu pot fi restrânse decât în mod cu totul excepțional și numai în stare de urgență. Doar că în stare de urgență nu se pot organiza alegeri, iar noi organizăm alegeri peste mai puțin de 2 săptămâni. De aceea, pentru organizarea cu orice preț a alegerilor, stării de urgență îi se spune azi în România stare de alertă. Sunt Sorin Faur, bun găsit la Contrapunct EVZ-TV. Suntem în stare de alertă, nu suntem în stare de urgență, dar măsurile care restrâng realmente drepturi se iau fără situația juridică excepțională pe care o dă starea de urgență. Cu alte cuvinte, criza sanitară, după părerea mea, deja a declanșat și decurge, merge în paralel cu o criză, realmente cu o criză constituțională. Situația nu este numai în România, situația este peste tot, foarte multe curți de diverse niveluri în diverse țări au limitat guverne, au limitat anumite măsuri, au obligat executivii să se încadreze în norme constituționale la care, din cauza vitezei și situației grave, lumea n-a avut timp să le gestioneze. După părerea mea, de exemplu, avem o criză constituțională în curs, zic așa. Ea e dată, pe de o parte, de măsuri restrictive care au anexate și anumite amenzi, nu? Pentru încălcări, care pot fi foarte bine contestate în justiție și, din păcate, cred că vor fi câștigate de cei care le contestă, pentru că, iată, suntem în stare de alertă, nu în stare de urgență. Și, pe de altă parte, criza aceasta constituțională, din această criză constituțională, face parte și poziția asumată de președintele Klaus Iohannis în legătură cu gestionarea crizei, pe care și-o asumă executiv. Vă amintesc doar că în 2012, la suspendarea președintelui Traian Băsescu, Curtea Constituțională, care nu era adversara lui Traian Băsescu, a dat dreptate într-un singur punct inițiatorilor. În punctul în care Traian Băsescu a anunțat măsurile de tăiere a salariilor cu 25% și probabil a pensiilor, îmi amintesc exact formula, știa foarte bine că nu va putea tăia pensiile, lucru care s-a și întâmplat fără ca acest anunț să fi fost făcut de prim-ministrul Emil Boc la acea vreme. Prin urmare, Curtea Constituțională a decis că Traian Băsescu a încălcat Constituția substituindu-se practic primului ministru, în ale cărui atribuții se află și astăzi, acest tip de problematică. După părerea mea, Klaus Iohannis nu are atribuții de gestionar al niciunei probleme etape executive. Legate de criza sanitară. Părerea voastră, Dane?
Dacă este o criză constituțională sau nu? După părerea mea, e o criză constituțională în curs. Nu cred. Vezi, noi ne raportăm la perioada asta ca și când ar fi o perioadă normală. Eu tot timpul asimilez ceea ce ni se întâmplă cu o perioadă de război, în care lucrurile stau cu totul altfel decât... Foarte de acord. Dar declarăm stare de război. Ca să lucrăm în parametrii constituționali normali. Dar din cât vorbești de un inamic care nu există, e foarte complicat să declar stare de război. Și atunci se folosesc... Exageram. Stare de urgență. Aceste eufemisme, dacă vrei, cu stare de alertă, stare de urgență, ca și când e o mare diferență între alertă și urgență. E clar că, din punct de vedere practic vorbesc acum, nu din punct de vedere legal, pentru că acolo distinția se face. Constituția, până la urmă, este croită pentru vremuri normale. În vremuri de război nu se mai aplică Constituția. Maxim Convenția de la Geneva. Dar și acolo am văzut că erau unii care nu prea țineau cont de ea. Ai în Constituție prevederi care rezolvă problematica. În ce sens? Păi, cum ziceam, instaurezi stare de urgență, poți restrânge drepturi legal. Nu o faci, restrângerile alea de drepturi sunt nelegale, ca să nu zic ilegale. Constituția asta îți dă instrumentul. Asta este o discuție teoretică pe care, cum să zic, dacă vreau, purtăm în fața Curții Constituționale. Eu nu cred că la ora actuală ne putem raporta că la vremurile pe care le trăim ca și ca fiind vremuri normale. Pentru că, într-adevăr, restrângerea unor drepturi și libertăți în vremuri normale ar reprezenta un lucru pe care ar merita să-l discutăm și chiar să ne indignăm. Dar în condițiile în care mor oameni, în care rata de infectare este uriașă, nu știu, mă uitam astăzi, din 30.000 de teste, aproape 8.000 de infectări. Oricât ai nega această realitate, oricât ai spune, domnule, am văzut și teoria asta, că e ca o gripă, e ca o bătătură. Nu e chiar ca o gripă, nu e chiar ca o bătătură și oricum când rata de răspândire este atât de mare, deja devine o problemă pe care trebuie să o tratezi foarte serios. Constituția, încă o dată, nu este pregătită pentru situațiile de tipul ăsta. Ea încearcă... Eu tot timpul am spus, când venea vorba de judecarea unor situații de tipul ăsta și a unor afirmații, cum ai făcut-o tu, apropo de criză constituțională, este că nu avem de-a face cu manualul unei mașini de spălat, care include toate situațiile posibile, îți spune ce face fiecare buton și așa mai departe. Constituția este un document cu caracter general, în care sunt consacrate niște principii. De aici încolo, modul în care decurge viața nu prea mai ține cont de Constituție și nici Constituția nu poate acoperi situații de tipul ăsta. Nu suntem în război, dar ne comportăm ca și când suntem în război. Mirel? Nu. Ar fi foarte grav dacă Constituția ar putea fi pusă între paranteze. Însuși, textul Constituției prevede ce se face în caz de război. Pentru mine rămâne un foarte mare mister ce este în capul premierului Orban, de nu își ia, deci și-a luat toți analfabeții pe lângă el, toți absolvenții de 10-12 clase pe lângă el. Doamne, nu poate să-și ia și un constituționalist în țara asta? Sunt profesori de drept constituțional excepționali. Ca să fie limpede că nu am o problemă politică, unul din acești profesori de drept constituțional excepțional este Emil Boc, care până să se înhăiteze cu cine s-a înhăitat, era un excepțional profesor care explica, lumea nu-și mai aduce aminte, apărea la televizor și explica chestiuni constituționale de un rafinament extraordinar. Dom'le, nu înțeleg de ce... Din calitatea lui de deputat. Da. Nu înțeleg de ce premierul Orban nu-și ia lângă el un constituționalist, pentru că toate măsurile pe care le-a luat, nu discut acum bune, proaste, că nu despre asta e vorba. Nu despre asta este vorba, sigur că
toate ar fi putut să fie luate în condiții absolut legale din perspectivă constituțională. Mai mult decât atâta. Știm că măsurile luate de el aiurea, fără consultarea unor asemenea specialiști în drept, au fost atacate de Renate Weber, de avocatul poporului, la Curtea Constituțională, știu de la doamna Renate Weber. Doar acelea unde doamna Renate Weber, care este un excepțional jurist, era sigură că are dreptate pe carte. Ăsta este și motivul pentru care... Și s-a câștigat în fanfar. S-a câștigat pentru că a fost foarte atentă să nu ridice niște probleme de constituționalitate prostește, ci cu bun temei. Repet și subliniez, nu pot să înțeleg, domne, de și-a luat lângă el niște oameni care au probleme de carte, de comportament, de tot ce vreți, l-a luat pe Manciu ăla, mă. Deci i-a luat pe niște unijanici, l-a mai luat pe ăla care este șeful cancelarii lui, care îi amenință, mătură pe jos cu miniștrii pe acolo, face tot ce îi trece prin cap. Domnule, nu și-a luat un constituționalist bun. Cu cine se sfătuiește el, domn? Ridică Dan două degete. E fascinat de ceea ce spui. Ideea este că, ok, putea să-și ia un constituționalist, dar până la urmă Ludovic Orban nu este singur în guvernul ăla. Există Ministerul Justiției, există Ministerul de Interne, deci nu le scrie el pe, împreună cu Manciu și cu Dan. Da, dar el e premier. Astea, nu. El doar le semnează, dar se presupune că în spate oamenii care le redactează și care ar trebui să, și cred că au pregătire juridică, ar trebui să țină cont de toate aceste bariere constituționale. Să n-aibă încredere. Poftim? Să n-aibă încredere în ei și să-și ia, domne, așa cum se sfătuiește cu unii, că cu unii știe să se sfătuiască, nu? Deci ideea e următoarea. Este foarte complicat să conduci un stat să spui că n-ai încredere în stat. Nu, să-i asculte și pe aia de politețe. Și să-și ia, domne, un constituționalism. Păi nu, cineva trebuie să-și asume redactarea unei hotărâri. Așa. Eu nu cred că o scrie Manciu. Acum, cu toată dragostea pentru Manciu, nu cred că e atât de... S-ar putea să o scrie unii de lângă el, așa cum le spune el, Orban. Nu cred că are veleități de tipul ăsta, dar în sfârșit. Și oricum nu cred că există vreun jurist atât de iscusit încât să-i fi sugerat domnului Orban să declare că multe din deciziile Curții Constituționale sunt neconstituționale. Asta e aproape un citat. Dau o exclusivitate. Aici e obsesia fiecărui politician vis-a-vis de Curtea Constituțională. Atunci când dă o decizie care este favorabilă, e bună. Când dă o decizie care nu este favorabilă, e rea. Sunt niște glumițe, de fapt nu sunt glumițe. Subiectivism. Ne arată precaritatea cu totul fundamentului pe care stă democrația românească. Că în momentul în care pui îndoială și spui dumneavoastră ia-ți niște pesediști și de-aia votează așa, și cu asta înseamnă că s-a terminat. Păi tot niște pesediști au scris Constituția României, că e erou. Adunarea Constituantă, dacă vă aduceți aminte, a fost făcută din 60 și ceva la 166%, erau feseniști. Că nu au fost alegeri pentru Constituantă. Domnilor, vă mulțumesc. Vă dau o informație, interesantă. Și doamna a zis că nu. O informație tare, dar nu o dau. Bine. Un ministru, un membru al cabinetului Orban, s-a vaccinat cu vaccinul rusesc. Îl felicit. E de urmărit, nu? Măcar tu îl cunoști. Da, îl cunosc. Vom afla în principiu dacă va avea încă o pereche de urechi. Dacă îi cresc mânuțe sau... Da. Ce ministri cunoaște Mirel, cu cine a fost la Antena 3 și ne dăm seama care e ăla. Mirel Curea, Dan Andronic, vă mulțumesc. Până săptămâna viitoare, toate bune! Am suplimentat tirajul pentru almanahul Evenimentul Istoric. Ai ocazia să descoperi 260 de pagini de povești captivante, fotografii de epocă, documente exclusive, mărturii inedite ale unor personaje cheie. Cumpără almanahul Evenimentul Istoric de la punctele fizice de difuzare a presei sau online de pe agoramag.ro.
Thank you.